بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بوتا بوت بوتا دا بتمن. Salutare și bine ați venit la un nou episod aici pe canal. Astăzi vorbim despre Icon Swaps 2 și vorbim despre noile Icon Moments care au apărut în joc. Vedem aici un Ronaldo de 97, Pușcaș de 95, Craft de 95, Capita de 94, Eusebio de 94, Best de 94 și Beckham de 93, fiind acolo în prima linie, în prim planul Icon Moments-urilor. Mai avem un Bergkamp, un Del Piero care ar putea să arate bine, un Stoichkov, un Figo care bineînțeles poate să fie jucat pe CAM, un Nesta, Torres, parcă Torres nu are destule steluțe la skill moves, nu știu sigur. Un Lam însă care nu poate să fie jucat LB, cel mult CDM. Avem un Rush, Drogba, Vieira acolo, Gleivert, Laudrup, Hierro, Balak, Nedved, Scholes, Suker, Vidic, Essien, care nu se vede, este undeva pe aici în spatele meu, Veron, Larsson, Inzaghi, Okocha, Crespo și Hernandez și Barnes. Acestea sunt cei 34 de Icon Moments. Sincer, nu înțeleg unde este Hagi, sunt foarte supărat că nu este și Hagi aici, din păcate, asta este, nu avem ce face. Tot ieri a apărut acest mesaj, no room for racism, EA Sports și Premier League will not tolerate racism anywhere and we are taking actions to combat all forms of discriminations. Nu este loc de rasism, nici pe acest canal, nici pe live-urile de pe acest canal, nici în secțiunea de comentarii. Trebuie să fim oameni între noi și nu trebuie să facem diferențe de rasă, etnie, religie, orientare sexuală și așa mai departe. Este foarte regretabil ce s-a întâmplat în Premier League în ultimul timp cu fanii lui United atacându-și proprii jucători și nu numai, nu este vorba doar de fanii lui United, este vorba de ce s-a întâmplat în fotbal în istorie de ceva timp. Astfel am decis ca în acest weekend să joc cu aceste kituri oferite de către EA Sports cu No Room for Racism. Hai să ne uităm prima dată la aceste icon swap-uri. Avem icon swap One Nation. Trebuie să jucăm la One Nation cu o echipă formată doar din spanioli și cu o echipă formată doar din italieni, câștigând 7 meciuri cu fiecare. Avem un icon swap Serie A. Victorie cu o echipă formată cu cel puțin 8 jucători din Serie A la One League. Aveți grijă, mare, mare atenție, să nu credeți că puteți să faceți dacă băgați 11 italieni din Serie A, că o să faceți în același timp și astea, pentru că astea sunt la One Nation și astea sunt la One League, la fel și cu La Liga. Avem și un icon swap de League A, tot pe același considerent și, bineînțeles, Silver la Squad Battles, UCL la Squad Battles și CSL, care probabil este China, dacă nu țin bine minte, tot la Squad Battles, plus 18 win-uri la Weekend League, ceea ce vreau să fac în acest weekend și asta îmi propun. Sunt aceleași obiective cu care suntem obișnuiți mereu la Icon Swap. Hai să vedem și ce ne oferă în materie de iconuri și în materie de pachetele. Avem, din punctul meu de vedere, 3 pachetele destul de slăbuțe. 25 de jucători de 81 plus, 25 de jucători de 82 plus și 25 de jucători de 83 plus. Nu știu, sincer, nu știu ce să fac. Bineînțeles, sunt ușor de obținut aceste pachete. Avem 2 icon swap-uri, 3 icon swap-uri și 5 icon swap-uri. Asta înseamnă că din această tură de 9 putem să luăm pe ăștia, putem să luăm aceste 2 pachetele, iar în următoarea luăm următorul pachetel. Deci asta ar însemna aici 10 icon swap-uri plus îți mai rămân 8. Avem aici un deco care arată chiar bine. Este un 4-3. Dacă avea și weak foot era insane. Are stats-uri bune 83-88.
87 finishing, cu un Hunter îl duci bine, 99 acceleration, 93 sprint speed, 97 finishing, îl duci în 98 shot power și long shots, cu un Hunter îl duci bine, este mai mult un CM decât un CAM decât un CM, are și crossing și vision bun, balance, agility bun, nu mai trebuie să dai pe el foarte mult și stamina cât de cât ok, cu strength-ul ăla stă prost. Avem un base icon pack la 8 icon swap-uri, avem un mid icon pack la 9 swap-uri, avem un Ashley Cole la 9 swap-uri pe care, sincer, nu l-aș recomanda, în ideea în care e high medium, este 5-9, iar ca și strength are doar 71 strength și un composure de 84 slăbuț. Mid or prime icon pack la 10 swap-uri, asta înseamnă că faci 82 plus și 83 plus un mid or prime icon pack, sau dacă le faci pe astea de aici, pe primele 3, te duc în 10 swap-uri și mai poți să faci ori deco, ori un base icon. Sincer, dacă le faci pe astea 3 la început, te-aș sfătui să îl faci pe deco. Cât noroc poți să ai să prinzi aici ceva mai bun decât deco moments, el fiind și un card moments. Adică, na, trebuie să prinzi ceva foarte insane. Cruyff, Ronaldo, Vieira, nu mai știu, Eusebio, ca să chiar merite base-ul ăsta. Aici, dacă le faci doar pe astea 2, 3 și 5, poți să iei mid-or icon pack. Dacă le faci pe primele două, care înseamnă 5 și îți mai rămân 15, deco și base icon atunci. Na, pe modul îți rămân 15, faci deco și base icon. Mai avem un Overmars, sincer, dacă ar fi avut și Overmars 3 skill moves ar fi fost insane, arată foarte bine și așa, cu 99 pace, deci nu-i dai Hunter, finishing 88, îi dai ceva cu shooting, plus ceva cu passing ca să mai aibă passing, deci cred că aici este. În rest, agility 92, balance 91, composure 87, ball control 91, arată bine. Ai un prime icon pack la 12 swap-uri, asta înseamnă că dacă faci prime icon pack cu 12 swap-uri, mai poți să îți iei astea două, care sunt 5 în total, și atunci aveai 17 consumate, sau îți iei un Laurent Blanc, sau îți iei un 91 prime, și atunci faci doar 82-ul, care este 3 și ai 17 consumate. Butragueño la 15 nu se merită deloc. Ori te duci pe un prime or moments icon pack la 16 swap-uri, îți iei un prime or moments icon la 16 swap-uri și îți iei acest pachetel de 81 ori 25 și le ai pe toate cele 18 consumate. Sincer, mi se pare și asta o combinație foarte bună. Roberto Baggio, nu prea l-aș face. Stamina 76, stamina foarte mică, asta înseamnă minutul 50-60 este aproape mort. Arată bine aici, dar nu este absolut incredibil pentru 17 iconuri. Mi se pare destul de slăbuț. Ce au făcut tura asta se putea mai bine. Mi se pare că parcă nu și-au dat interesul în de ajuns. Puteau să fie mai mulți icon, puteau să fie mai multe variante. Nu înțeleg de ce nu este Hagi Moments. Acum, na, ce pot să spun? Baftă la grinduit. Lăsați-mi în comentarii și spuneți-mi dacă voi sunteți mulțumiți cu noul event de icon dat de cei de la EA Sports și ce o să alegeți din acest icon swap. Pe mine mă puteți găsi pe Instagram, haideți și acolo, dați un follow și acolo să facem 1200 de followers și tot acolo postez foarte, foarte multe despre activitatea mea, nu doar aici, ci cât și despre activitatea mea muzicală. Până data viitoare, nu uitați, jucați FIFA,
că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătă, bătă, da bătămen.